Cuvântul însă, din informația pe care doamna ministru și echipa Ministerului de Finanțe mi-o spune, deja în două localități, în două județe, Galați și Timișoara, sunt în acest moment puse la dispoziție toate facilitățile pentru plata POS-ului, ceea ce arată că de la lună la lună, vă spuneam, termenul este maximal, de la lună la lună veți vedea noi județe înrolate în acest sistem și sperăm să fie un moment de bilanț în următoarele luni în care să vă prezentăm cât mai multe județe cu aceste dispozitive de plată.